taina pocăinței. Este taina prin care puterea lui Dumnezeu dată preoților șterge biruințele diavolului asupra omului. Căci păcatul acesta este o conspirație între diavol și mintea omenească, împotriva lui Dumnezeu sau împotriva unei porunci a lui, ascultând omul de satana și nu de Dumnezeu. Când aceste înfrângeri sunt spovedite și ispășite prin canon și necazuri, ele nu mai au nicio greutate în cântarul judecății particulare. Când sunt spovedite numai pe patul de moarte și n-a mai rămas timp de canon și îndreptare, vin demonii și înfricoșează sufletul cu necaz și urgie mare. Dacă omul ars păcatele măcar cu o lacrimă, aceasta nu se pierde, ci poate atrage mila lui Dumnezeu. Când biruințele răului asupra omului rămân consimțite întru totul, toată viața, și neșterse prin taina spovedaniei, omul acela, deși botezat, s-a făcut fiul celui de care a ascultat. Atunci biruințele răului au toată greutatea fără de legi și cumpliții au câștigat sufletul omului. Sufletele drepților, însă, ca un șuvoi de foc urcă la cer, ca unele care s-au îmbogățit pe pământ cu focul Duhului Sfânt. Pe calea mântuirii nimeni nu poate merge singur, de nu se va lăsa condus de mâna nevăzută a Mântuitorului prin preoții bisericii. Că zice Domnul Iisus: cine vă primește pe voi, pe mine mă primește.